Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Este începutul, deja nu este începutul, a trecut aproape prima decadă a lunii februarie, se apropie ziua îndrăgostiților. Vă spune, domnule, hai să nu spunem Valentine's Day, să spunem dragobete. Cum vreți, dragobete, Valentine's Day, americanii au făcut-o comercială. Despre pregătiri de ziua îndrăgostiților vom discuta astăzi cu invitatul meu, domnul Gigi Fedeleș, master chef la un restaurant pe care sunt convins că îl cunoașteți. Bună ziua, domnul Fedeleș, și la mulți ani și bine ați venit în platoul nostru. La mulți ani din nou. Anul trecut discutam despre faptul că Revelionul a fost pregătit în pripă, așa că onor guvernanții au zis cu vreo câteva zile înainte, hai domnule că se poate face Revelionul, se poate organiza 50% parcă, dacă nu înșel, din capacitate și toată noaptea. Anul acesta, în schimb, ziua îndrăgostiților, nu s-a anunțat nimic, restricții, ceva, parcă e mai destins. Cum v-ați pregătit sau cum vă pregătiți pentru această zi? Într-adevăr, anul trecut, când am primit ordinul, ca așa, liberul, să spunem, acceptăm ordinii de la cei, zic, ce vreți să vă fac din Revelion? Oare vreți o ceafă la grătar ca tot prăjiți? Că un revelion presupune o groază de chestii. Pregătiri din timp. Adică să ții minte ziua respectivă. Ok, anul ăsta nu s-a anunțat nimic și toată lumea stă, nu și-au făcut, nici clienții nu și-au făcut rezervări. Am făcut un meniu mai scump, după aia l-am dat la jumate și am zis, băi, măcar îți poți nevasta, iubita, mă rog, ceva. Mergi olea, că în oraș, la o... Simți că e o zi specială. Punctez, așa. Că dacă nu punctez cu soția din Revelion de 8 martie și 14 februarie, e cam greu tot anul. O soție mulțumită e o căsnicie fericită. Da, exact. Și atunci am redus la jumătate meniu, n-am mai pus două feluri de mâncare, cu N feluri, terini, rulade, tot. Hai să facem un meniu cald, hai să facem un desert al dragostei, hai să dăm vin cât poate bea, că nu poate să bei. Bine. Că femeia îi zice, băi, gata, hai. Stop. Că mai avem și treabă. Le numără pe degete, da, zice, da, ești deja la al treilea deget, da, cred, da, că e, da, gata. Nu. Așa, și încercăm să facem ziua de îndrăgostiților cât de cât mai din ceea bună. Ce spuneți dumneavoastră, se pare că, bine, dar e și firesc, este deja al treilea an de pandemie, a cam scăzut din acea importanță. Spuneați prima dată că ați organizat un meniu așa mai consistent. Cam care erau surprizele pe care le-ați fi făcut clienților, dacă ar fi acceptat acea variantă? Da, dar de acord, l-am făcut mai pompos, cum să zicem noi. Uh-huh. Mai cu finețuri. Ceva așa, deosebit, da. Nu? Dar am stat și am gândit-o după aia, stai o leacă, că tot până la ora 10 e programul. Asta e marea problemă. Cât timp mănâncă un om 600-700 de grame din antreu, mai ai vreo 400 de grame de așa, ce faci? Păi îi dai trefermentul la plecare sau de carbocalm sau ce faci? Da, da. Atunci, da. Bun, facem un singur fel, dansează, mă rog. Bun, dar acolo unde... Oricum, spațiul dumneavoastră este unul generos. Vă permite, chiar dacă ar spune 50% din capacitate, nu este problemă. Stau acum și mă gândesc cam pe la cât, cam care ar fi ora la care vin deja clienții. Că de obicei, înainte de pandemie, veneai undeva pe la ora 7 și plecai pe la ora 2 noaptea. Exact. Acum? Acum ai bași la prânz, direct. Zici, hai, vreți și o ciorbă? Vă dau o ciorbă din partea casei, ca să vă țină, deci, până seara. Valentine's Day s-a modificat. Nu mai vin seara la o cină romantică. Vin la o după-amiază romantică și spre seară cam pleacă acasă. Da. Domnul Fedeleș, dar dacă ar fi să discutăm despre... Vine, hai să spunem că vine la ora 4 clientul dumneavoastră, nu? Intră acolo, este întâmpinat cu ceva deosebit. Cu șampanie, cu noroc, bă, tot felul de chestii mici. La intrare. Da, la intrare. Se așează, după care are acel meniu spectaculos, muzică. Avem formație, da. Aveți cu băieții, nu mai au pretenții la bani, au zis, mai vrem și noi să cântăm totuși. Ah, să-și mai aduc aminte cum se da, cântă. Și băieții care aveam eu tot timpul la restaurant au zis, gata, venim. Venim, deci o seară de dans frumos, da. Le-ați pregătit ceva surprize, zic, știu eu, pe la
ora 8 și jumătate, 10, ceva, artificii, ceva. Da, dăm încă o dată șampanie, așa, o să cântăm, mă rog, formația are o surpriză, așa, și cam astea, că n-ai voie să dai artificii da, prin, așa este, acum... prin păduri, pe acolo, prin... nu ai voie nimica. Nu, nu. Nimic. Și normal, că după ora 10... trebuie să aibă grijă pe unde pleacă, că COVID-ul umblă pe stradă. Da, bine, acum este, până la 10, o, da, este o decizie a guvernanților. Dom'le, la ora 10, gata, toată lumea acasă. E cam greu de înțeles decizia, dar în fine, e o problemă pe care au luat-o, au decis-o, să zicem că specialiștii. Bun, dar un, știu, un remember, ceva să-și aducă aminte de acea zi, un, știu, așa, un săculeț, nu știu, cu, cu amintire. Aveți pentru ei? Nu, nu am. Nu, nu am, pentru că nefiind sigur ceea ce vrem să facem... Cu alte cuvinte, sunteți iarăși așa... Suntem în aer. Nu știm ce se întâmplă. Suntem în aer. Nu știm Credeți că până pe 14 februarie se vor schimba datele problemei? Dar și mai avem. Mai avem săptămâna asta și atât. Așa este. Și nu facem pe 14 februarie, facem pe 13 februarie. Pe 13, pentru că 14 e luni. E luni. De acord, uitați, pe 14 februarie, lumea care se respectă, știam 100 și ceva de pensionari. Pe 14 februarie. Pe 14 februari. Luni. De ziua îndrăgostiților atunci care așa. Atunci fac ei. Vin 100 și ceva de pensionari. Da, au venit, mi-au achitat deja tot. Domnul Fedăreș, acum, bine, dragostea nu cunoaște limite, nu ține cont de vârstă. Dar 100 de pensionari de-abia acum ați putea spune că programul lor parcă este decalat. Reușesc să reziste până la ora 10 seara? A, de ei vin la 12. A, deci ei sunt îndrăgostiți de vârsta a treia? Așa, ei vin la 12. Și stau până... Cât stau? Se distrează, dansează. Ați mai avut astfel de grupuri? Tot timpul am grupul respectiv, este organizat de un, de un DJ care e aceeași vârstă cu ei și le pune muzica care... Muzica timpurilor lor, tinereții, așa, da. Făceau într-un spațiu tot timpul care era mai mic, cu 3 metri, nu de 10 metri. Și acum și-au dorit ceva mai... Și au tot venit, s-au distrat și nu, vin în timpul săptămânii, nu vin sâmbătă sau duminica. Deci... Acum, doamnelor și domnilor, vorbim de ziua îndrăgostiților. Într-adevăr, iubirea nu cunoaște limite, nu vârstă, nu contează. Dar am ajuns să spunem că cei de vârsta a treia se distrează, cred că, mai bine și mai frumos decât tinerii din ziua de azi. Bine, este drept, pandemia a schimbat regulile jocului. La ora actuală, dacă ești elev de liceu și ai prins 3 ani cu mască, deja nu-ți mai recunoști colegii. E așa, acea distanțare care deja a intrat în sânge la ei, dar iată totuși că persoanele de vârsta aceea pot să demonstreze că dragostea nu ține cont de vârstă. Domnul Fedeleș, pentru tineri, înțeleg că sunt niște meniuri mai sofisticate, dar pentru cei de vârsta aceea, ce le-ați pregătit? Pentru că ei sunt o leacă mai pretențioși. Unul mai suferă de o tensiune, altul zice, domnule, nu pot să mănânc multă sare. Dintre cei care vor fi la eveniment, mi s-a spus, ăsta nu mănâncă cu sare, ăsta vrea pește, e un fel de mâncare. Bine, în felul de mâncare am așa, coaste, frigărui de pui, fiecare ceafă, cartofi, salată, așa, plus desert. Deci totul este într-o farfurie, adică are în jur la 400 și ceva de grame de mâncare. Pentru că stau și mă gândesc, odată înaintând în vârstă, sunt tot felul de boli inerente, mai o tensiune crescută, mai colesterolul, mai glicemia și atunci vi s-a cerut cumva și un desert fără zahăr? Le respectăm absolut totul. De exemplu, un desert fără zahăr am făcut în Mahalabe, un desert palestinian, arab. Și am făcut câteva porții, am comandă. Are succes acest desert? Da. Păi, un desert. Tinerii v-au cerut așa ceva? Am făcut acum vreo 2 ani de zile primul desert, Mahalabe. Și a mers.
că e făcut cu, mă rog, cu alte cuvinte, lapte de cocos, se încearcă da, și mâncăruri, da, așa zicem, exotice. Da. Și respectăm orice, adică cei care vin nu dau banul că, băi, stai că eu nu mănânc cu sare și nu mănânc cu nu știu ce. Fiecare trebuie să mănânce. Clientul, atunci noi avem... Regula avem, cu clientul nostru, stăpânul nostru, da, dorește asta, asta putem să-l servim. Și atunci noi avem bucătăria la dispoziție care putem face pe loc ceea ce acea persoană dorește. Domnul Fedăreș, cum ați reușit să rezistați? Intrăm în al treilea an al pandemiei. Cum ați reușit să rezistați până acum? Pentru că ați avut și perioade mai grele, dar totuși ați fost, ați avut localul deschis. Într-adevăr, am avut perioade groaznice. Mai împrumuturi de la bancă, mai bani de la ai mei din America, mai nu știu ce. Și am zis așa, ușa asta de la restaurant nu se va închide niciodată, indiferent ce va fi. Dacă îmi pleacă personalul, i-am ținut pe toți, sunt aceiași, aceiași, aceiași de ani de zile. Dacă îmi pleacă, eu oricând cu mâinile mele pot să gătesc pentru câte persoane vor. Corect. Niciodată nu se va închide ușa de la restaurant. Dar aceste zile, că trebuie să le spunem telespectatorilor, am stat puțin de vorbă înainte de emisiune și a zis, dom'le, cam 3 zile sunt importante, nu? Revelionul, Ziua Îndrăgostiților și 8 martie. Aceste 3 zile, dacă ar fi să fie capacitatea plină a restaurantului, v-ar ajuta sau nu? Normal, adică datoriile care le-ați acumulat. Deci pe data de 31 decembrie, când aveam Revelionul, deja banii erau achitați pentru marfă, oamenii, clienții mi-aduceau banii, deci până pe data de 10 eu aveam banii încasați, uh-huh, și cu banii aceia plăteam materia primă și aveam banii de salarii, a doua tranșă de salarii. Uh-huh. Și le acum, dădeam pe 28-29. Acum, 14 februarie, vă poate ajuta? Da, mă poate ajuta. Ce veți face? Bun, dar ce veți face după 8 martie? Pe 15 februarie eu trebuie să dau salariile, jumătate de tranșă. Da. La oameni. Da. Ei, eu încep să strâng bani încet, 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 ca să pun acolo într-o carte, pun și după, și după, sau în batistă, ca da, să dau la oameni. Și dacă va continua starea asta după 8 martie, hai să spunem că și 8 martie este o zi care vă poate ajuta, vă da, ține la liman. După 8 martie ce veți face? Iarăși veți recurge la împrumuturi? Că până acum nu am auzit guvernanții să zică, domnule, bun, Horeca a avut de suferit, hai să-i mai ajutăm în continuare. Da, ce ajutor! Mm. Au dat ceva bani, să zic așa, 100 și ceva de milioane, care la mine 250 sunt jumătate de salarii. Mm-hmm. Și le-au dat după nu știu cât timp. Și am înțeles. Cu alte cuvinte, din câte înțeleg eu, chiar și 31 decembrie, Revelionul, chiar și 14 ianuarie, de fapt 13 februarie, pardon, Ziua Îndrăgostiților, chiar și 8 martie, sunt ceva care numai puțin vă mențin la liman. Nu că ați putea spune, domnule, uite, am revenit și putem să... Bun, haideți că suntem spre finalul emisiunii și vreau totuși să vă întreb. La ora actuală, la ora la care se înregistrăm această emisiune, capacitatea restaurantului dumneavoastră pentru data de 13 este ocupată în întregime? Nu, absolut deloc. Nici măcar 30%. Nici măcar 30%. Mai există posibilitatea... Aș vrea 30%, pentru că eu am 300 de locuri. Uh-huh. Aș vrea 30% să... Bun, am 100 de locuri. Mai am încă două săli care sunt prieteni toți și uh-huh, le-au ocupat complet, așa. Dar legat de meniu și de... Vor veni probabil în ultima 100 de metri. Dacă nu le voi face meniu, vor comanda la cart, că am puterea să uh-huh, gătesc ca la cart. Adică ai venit, ai deschis meniu, poftim, ce dorești. Corect. Deci am puterea până și în ziua respectivă. Ca să zic până așa, și în ziua de duminică pot veni clienți care nu și-au rezervat loc? Da, da, da. Și nu neapărat să mănânce meniul care l-am se rezervat. Poate comanda cam ce-ar dori. Ai deschis meniul? Da, bun. Vreau să mănânc cu tare, cu tare. Am înțeles. Okay. Da, este un lucru foarte, foarte bun. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Și să dea Domnul să aveți
cât mai mulți clienți, pentru că, într-adevăr, Horeca a fost domeniul, unul dintre domeniile cele mai crunt lovite. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Nu știu, vreți spune că e Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, dragobete, cum este sărbătoarea noastră, este o sărbătoare care trebuie, poate zic, să fie punctată. De ce? Pentru că până acum am fost restricționați în ultimii ani. Nu ieși acolo, n-ai voie acolo, certificatul verde, nu poți să intri, la restaurant n-ai voie că nu știu ce, duminica, parcă era pe timpul lui Ceaușescu, într-o duminică circulau mașinile cu soț, într-o duminică cele fără soț. În fine, este vorba despre o zi frumoasă pe care ar fi păcat să nu o petreceți cu soția sau cu prietena sau cu iubita. De aceea încă mai aveți timp să vă faceți o rezervare. Până data viitoare, cele bune, la revedere!